Și acum? Au? O reușit mult o spranșez acum. Da. Nu sunt din ăștia care se vină să facă și la noi, cum se numește asta? Are o denumire. Cum se numește denumire ăla? Montan rus. Da, montan rus. Nu? Era o mică imitație aia de acolo. Ăla de acolo, din stânga. Da, da, mici. Mici, da, da, da. Dar pentru ăla trebuie să facă tot bazat. Ai du-te? Da. Da. Aici și pe marginea gardului. Am văzut acum liber, Renaștere. Da, da, da. Aici va fi toată zona de comerț, dar azi mâine de sâmbătă. Și în spate vor avea mașinile. Aha. Și ăștia când vin? Începând de azi cei de vine, sâmbătă cred că vor fi montați. De sâmbătă. Da. De sâmbătă vor fi montați. Și în spate țin mașinile. Da. Deci aici e zona celor care au fost pe Renaștere. Da. Aici era un alt țan și... Cu... Aici aveam hainele de piele. Da, și mai era o chestie. Cu covoare. Da. Partea asta pe aici erau. Da, când e zi de bazar. Ah, da. Așa? Da. Vor veni aici, începe instalarea de sâmbătă. Și pe colectorul acolo, vis-a-vis de parcare, rămâne pentru mărunțișul. Da, 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 da. Rămâne mărunțișul. E vorba de cei din Roma care vă duce la... Da, 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 da. Și rămân acolo pe colector. Nu mai dai noștri români. Da. Da. Ăștia care bat Moldova, probabil. Da, da, da. Mi-ar lăsa așa. Dar funcționează niște utilari, nu? Fac branșamente de pe curent. Da. Suntem iară în momentul deschiderii bâlciului tradițional de la Roman, 28 iulie. Au venit majoritatea utilajelor și echipamentelor de divertisment. De sâmbătă se vor instala comercianții care nu au mai primit locuri pe strada Renașterii și se vor așeza pe partea de sud și de est a bazarului. De asemenea, în incinta Hidroterm avem închiriat o suprafață pe care se instalează deja din acest moment cei cu haine de piele, căciuli, blănuri, astfel încât să avem mult mai aerisit locația. În același timp să avem o bună asigurare a accesului la toate părțile acestui eveniment, astfel încât mașinile de intervenții să poată avea acces facil. De asemenea, după cum știți, în acest an am luat decizia în Consiliul Local ca strada Renașterii și strada Viitorului să rămână libere. Vor fi probabil doar acei care vor fi primiți în curțile proprietarilor, dar fără avea permisiunea să iese cu amenajarea pe domeniul public, adică pe trotuar, cu atât mai puțin pe stradă. Astfel încât lucrurile să fie, din punct de vedere a securității și siguranței cetățeanului, mult mai bine puse la punct și în același timp oamenii să se poată bucura de acest moment. Este știut că acest eveniment este recunoscut în întreaga Moldova. Foarte mulți vizitatori sunt din Roman, dar foarte mulți sunt și din alte părți, din comunele din Roman metropolitan, dar și din alte zone ale Moldovei, din județele învecinate. Sigur că eu doresc organizatorilor să fie vigilenți, să fie atenți, să aibă o colaborare foarte bună interinstituțională, să poată asigura permanent coordonarea activității, monitorizarea ei, astfel încât să nu avem în niciun moment riscuri majore. Îmi doresc acest lucru, ca evenimentul să desfășoare în bune condiții și fără incidente, astfel încât să putem trece și peste acest moment, care pentru organizatori, să știți că dacă pentru vizitatori înseamnă un moment de divertisment și relaxare. Pentru organizatori înseamnă o preocupare și o concentrare în plus în această perioadă a lunii august, drept pentru care eu consider că avem un plus pe ceea ce înseamnă în acest an, pe ceea ce înseamnă fluență și siguranță. Dincolo de aceste lucruri, sigur că împreună cu toții trebuie să avem atenția mărită, mai ales că tot ceea ce este conjunctură europeană, națională, regională, ne aducă un semn de, să nu spunem de îngrijorare, dar să spunem de atenție ridicată. Eu cred că lucrurile se vor desfășura în bune condiții. Avem o relaționare foarte bună. Am avut de altfel comandamentul care a avut loc alaltăieri, atunci când la masă ne-am așezat cu toții și am stat de vorbă reprezentanții tuturor instituțiilor implicați în organizarea acestui eveniment. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, Poliției Municipiului, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Poliției Locale, Direcției Administrației Piață Obor Bazar, Direcției Administrative, Biroului de Evenimente Speciale. Cu toții sunt implicați în acest moment pentru această perioadă. Așa încât nu pot decât să declar deschisă această activitate a bâlciului tradițional la Roman și, așa cum vă spuneam, sperăm lumea să se simtă bine în această lună de vacanță, în această lună de concedii, în această lună în care vom avea și foarte mulți romașcani care trăiesc, care lucrează pe alte meleaguri și vor veni acasă. De altfel, în cadrul acestei luni, noi vom mai organiza o activitate, Târgul de Gustar, care este dedicat și reprezentanților comunității care lucrează, care trăiesc în alte părți și vin în luna august acasă. Deci cu această ocazie vom organiza și zilele diasporei și de asemenea vom avea o întâlnire pe 16 august cu romașcanii din diasporă. Îi invităm și pe această cale, vom face și un comunicat, vom face și o promovare a acestei întâlniri, așa cum am făcut de fiecare dată, întâlniri cu ocazia cărora putem dezbate, putem culege impresii, sugestii, propuneri și, de ce nu, orice punct de vedere este binevenit atunci când este din suflet, când este argumentat și când are în spate dorința de a construi, dorința de a face lucruri bune. Așadar, spuneam, debutul lunii august anunță mai multe manifestări, toate însoțite de deschiderea către romașcanii din localitate, dar și a celor din alte părți. O lună fierbinte a lui august, și la propriu și la figurat. Dorim să fie o lună liniștită, plină de concorde, de armonie, de înțelegere și de bună dispoziție. Sănătate tuturor și bine au venit toți cei care se întorc acasă. Am înțeles că ați sporit numărul forțelor de ordine, da. Acesta cu cât și... Nu e vorba acum numeric, este vorba că în relația interinstituțională am căutat să asigurăm un număr important de forțe de ordine. Forțe de ordine care vor fi atât în haine consacrate, militare, dar și cei care vor fi în civil, astfel încât să avem o bună monitorizare și supraveghere a zonei. Funcție de orice moment al zilei, funcție de orice eveniment care se poate crea, avem atât forțe operative în teren, cât avem și forțe în așteptare sau înlocuitori la comandă, care pot interveni și majora în orice moment numărul de forțe necesare, așa cum vă spuneam, în funcție de fiecare moment al zilei sau de orice eveniment care poate apărea. Cât ați cheltuit și cât estimați beneficii anul acesta și ce veți face cu ele? Cheltuiala noastră a fost una minimală, în sensul că putem spune că cea mai mare cheltuială a fost cea de 15.000 de lei pentru închirierea terenului de la Hidroterm, sumă cu tot cu TVA 15.000 de lei. Iar încasările de până acum sunt undeva la 1.150 de milioane. Deci sperăm să ne înregistrăm cu un profit de minim 1 miliard de lei vechi. Domnule primar, cred că ați venit Asta e sarcina celor care coordonează aici, care n-au atribut acest lucru, dar partea aceasta de verificare sunt a unor instituții abilitate, care țin și de inspecția muncii, care țin și de securitate, care țin de ISCIR, care țin de ISU, deci care țin de DSP, care țin de DSV. Toți sunt, dacă vreți, în acest moment conectați la acest eveniment. Domnule primar, când erați mic, ce apreciați cel mai mult la Bâlci? Și apoi când ați crescut mai mare, cum s-au schimbat plăcerile? Da, să știți că după ce am crescut mai mare s-au mai schimbat plăcerile, n-au mai rămas mereu aceleași. Da, era atunci când se venea în Bâlci, trebuia mâncată acea gogoașă tradițională. Îmi plăcea foarte mult să mă dau în iujuri. Din păcate acum nu mai sunt prezente, ele nici nu se mai încadrează în normele, în standardele de risc. Dar îmi plăcea foarte mult și mai ales momentul frumos care s-a dezvoltat odată cu vârsta, iar atunci când te urcai în iuș, învârteai fetele și pe urmă le dădeai drumul și să răsuceau lanțurile. Poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, mă gândesc și dumneavoastră poate ați fi fost răsucite vreodată. Doamna Doina, ne spuneți care sunt elementele de noutate pe care le oferiți anul acesta? Că ne-am mai răsucit câteodată așa. Păi, în primul rând, ce ține de organizare. Tot comerțul de pe strada Renașterii s-a mutat în interiorul bazarului, iar elementele de noutate din punct de vedere al parcurilor de distracții, deci s-au mai schimbat între ele utilajele, mașinuțele, le-au mai îmbunătățit. În general sunt cam aceleași. Aveți și pe partea de alimentație publică. Da. Avem 11 terase, 5 agenți economici care au închiriat. Din Roman? Sunt din Roman, unul singur este din Vaslui. Și pentru partea de haine de impiele? Avem producători, avem Suceava, Bistrița, Năsăud, Alba. Avem, iar pe partea de comerț avem mărfuri diverse, de la ceramică, artizanat, îmbrăcăminte, încălțăminte, toată gama. Care dumneavoastră ați colaborat an de an sau mai sunt și noi? Cei din zona de comerț sunt toți noi, că au fost pe strada Renașterii, iar cei cu parcuri de distracții sunt aceiași, vin în fiecare an la licitație, deci noi închiriem locurile numai prin licitație publică. Unde veți investi anul acesta profitul de care ne vorbeați? Am trecut la ați în parcare. Da. Încă nu știe ea. Avem o listă de investiții pe care ar trebui să o urmăm anul ăsta. Mai avem de luat niște utilaje în hală, de făcut niște amenajări, parte din încălziri în piața Smirodava, o să vedem. Deci sarcina ei să facă profitul, chestia cu cheltuiala e treaba noastră. Dar trebuie să țineți cont, bănuiesc, și de prioritățile. Întotdeauna ascultăm punctele de vedere a celorlalți și aducem pe urmă decizia noastră. Am înțeles. Sigur, da. Banii, după cum ați văzut de fiecare dată, se întorc tot în această direcție, ba mai mult, ori de câte ori a fost nevoie. Noi din bugetul local am venit și am compensat anumite investiții, așa cum a fost și parcarea etajată din zona pieței. Sunt câteva probleme, chiar ne gândim aici, trebuie intervenit din punctul meu de vedere la acoperișul de la hală, trebuie intervenit la utilaje din hală, probabil în hală, în perioada următoare, va trebui o investiție majoră, mă gândesc că ar trebui regândită și înlocuită compartimentarea, care de acum are câțiva ani și în fiecare an a fost îngrijită, urmărită, dar a început să dea urme de uzură dincolo de cea morală și cea fizică și sigur nevoie de bani este mereu, important că direcția pieții urmărește, gospodărește foarte bine și reușește an de an să realizeze venituri.